30 de tineri din Moldova se află în aceste zile în vizită la Bruxelles. Tinerii sunt beneficiari ai programului de bursă NEPSIS, Investește în România, Investește în Educație și vizitează capitala Belgiei cu sprijinul reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene. În prima zi, tinerii au vizitat sediul Parlamentului European din Bruxelles, unde s-au întâlnit cu mai mulți oficiali care le-au explicat modul de funcționare al instituțiilor europene. Astăzi, în ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Sfântul Nicolae din Bruxelles. Prin grija unor oameni buni de aici, care ne-au înlesnit venirea, această vizită este un prilej de a cunoaște cum este reprezentată țara noastră aici în Europa și am vizitat mai multe instituții europene, printre care Parlamentul European, chiar înainte de o plenară, o ședință acestui Parlament, și cu câțiva dintre europarlamentarii români care ne-au încurajat și au dat chiar un sfat tinerilor, țineți-vă de școală. Vizita a coincis cu zilele sărbătorii naționale a țării noastre și de Sfântul Andrei astăzi. Am slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfântul Nicolae, de aici din Bruxelles, unde Părintele ne-a primit cu mare dragoste și alături de credincioșii care au venit la Sfânta Liturghie. Ne-am bucurat de... chiar am cântat colinde, că se apropie vremea lor, și mulțumim pentru toată dragostea cu care am fost primiți. Am rămas foarte impresionată de acest oraș, atât de arhitectura lui, cât mai ales de oamenii care mi s-au părut foarte primitori și în special românii care locuiesc aici. Nu știu, mi s-a părut un lucru extraordinar faptul că în zi de sărbătoare, când, bineînțeles, fiecare persoană este la serviciu, ei totuși s-au adunat la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului Andrei și au fost împreună cu noi, tinerii, veniți din Iași, și au cântat și s-au rugat Bunului Dumnezeu ca totul să fie în regulă și probabil să se întoarcă în țară alături de familia lor. Ne bucurăm în aceste zile în care România își celebrează pe cel care a adus creștinismul pe teritoriul ei și Ziua Națională a României. Ne bucurăm să fim aici, la 2000 de kilometri de țară, unde românii din diaspora se întâlnesc cu mare drag la biserică, unde, indiferent unde am fi, noi suntem acasă. M-am bucurat să particip la Sfânta Liturghie, să mă împărtășesc împreună cu oamenii de aici și pentru câteva clipe să uit că sunt în Bruxelles, să uit că sunt în Belgia, și să fiu acasă, să fiu în România, împreună cu oamenii dragi, cu românii, care vin aici cu atâta dragoste, vin aici la biserică cu atâta dragoste pentru a fi împreună. Tinerii provin din familii cu venituri materiale modeste, dar au rezultate foarte bune la învățătură, fiind implicați în numeroase activități de voluntariat.